Doi frați s-au trezit în trafic cu o sacoșă cu 10.000 de euro pe parbrizul mașinii. Sacoșa cu bani ar fi căzut de pe capota autoturismului care circula în fața lor după ce ar fi fost uitată acolo. Din cauza vitezei, sacoșa cu bani alunecată de pe parbriz în stradă unde a fost călcată de o mașină, iar bacnotele s-au împrăștiat peste tot. Degeaba au dat fleșuri, claxoane, că păgubitul dus a fost. În secunda 2, sacoșa plină de bani a zburat din cauza vitezei de pe parbriz și a ajuns pe stradă, iar peste ea a trecut o altă mașină care a făcut ca pe jos să se împrăștie sute de bacnote de 1 leu până la 200 de lei. În total, peste jumătate de miliard de lei vechi. Oamenii legii l-au identificat pe posesor cu ajutorul camerelor de supraveghere și a unei facturi pe care au descoperit-o în sacoșa cu bani. Cei doi frați nu ar fi la prima ispravă de acest fel. În trecut, unul dintre ei a găsit într-un restaurant o haină plină cu bani. Aparținea unui individ care vânduse o pădure în acea zi, însă era prea amețit de aburii alcoolului ca să-și amintească de haina cu bani. Și atunci cei doi au returnat banii proprietarului de drept până la ultimul leu.